Bună, sunt Alexu și astăzi vom face un antrenament, bineînțeles acasă, care vă va ajuta să slăbiți. Va fi un antrenament de tip circuit, vom face 6 exerciții, câte 10 repetări și acestea ne vor ajuta să ne tonifiem musculatura și să slăbim. La acest antrenament am făcut 6 exerciții. Primele două sunt pentru coapse și fese, următoarele două vor fi pentru abdomen și ultimele pentru partea de sus a corpului. Am început cu fanderele în spate. Am făcut 10 repetări pentru fiecare picior. Trebuie să stați cu spatele drept, abdomenul să fie încordat și duceți piciorul în spate prin alunecare. De fapt, toate exercițiile de astăzi au fost făcute prin alunecare. Trebuie să vă ridicați pe cât posibil cu ajutorul piciorului din față, iar piciorul din spate este doar de sprijin. La fanderele laterale trebuie să respectați aceleași reguli, vă ridicați cu ajutorul piciorului de sprijin. Acest exercițiu ne lucrează abdomenul. Este important să expirați în momentul în care aduceți picioarele la piept. Următorul exercițiu îmbunătățește rezistența și stabilitatea abdomenului. De asemenea, lucrează foarte bine și obliquii. So misery, it's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Am trecut la flotările de pe genunchi. Dacă vi se par prea ușoare, puteți face flotări normale. Acestea vă lucrează pieptul, tricepsul și umerii. Am finalizat cu un exercițiu pentru triceps, se numește flotări inverse și am făcut tot 10 repetări. Acesta reprezintă un circuit. Faceți pauză de 1-2 minute și apoi reluați circuitul de 4 ori. La finalul antrenamentului nu uitați de stretching și nu uitați să vă hidratați. Acesta a fost un circuit din antrenament, voi îl puteți face de 3 sau 4 ori. Sper că v-a plăcut, m-ar ajuta tare mult un like
Dacă aveți înlămuriri, mă găsiți la alexufitness@gmail.com și pe Instagram mă găsiți la fitnessalexu. Vă pup!